Schimbăm acum registrul, este ancheta în Iași după ce mai multe persoane ar fi folosit adeverințe COVID false. Ar fi vorba despre numai puțin de 50 de documente folosite de cetățeni români întorși din Anglia. 11 dintre aceștia ar fi recunoscut deja falsul. Incidentul a fost raportat de Direcția de Sănătate Publică după ce medicii au primit mai multe adeverințe conform cărora mai multe persoane întoarse din Marea Britanie s-ar fi îmbolnăvit și s-ar fi vindecat de COVID-19. Toate în perioada 15-30 mai. Despre această situație stăm de vorbă chiar acum în direct cu doamna Ioana Bălea, purtător de cuvânt IPJ Iași. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așadar, când au fost prezentate aceste adeverințe și ce alte informații aveți? Vă rog. Despre această situație noi am fost informați la data de 20 iulie, respectiv atunci când ni s-a adus la cunoștință faptul că în contextul activităților desfășurate de către polițiștii de frontieră pentru verificarea valabilității și autenticității certificatelor digitale privind vaccinarea, testarea sau vindecarea de COVID-19 și totodată triajului epidemiologic efectuat de către medicii DSP în aeroportul Iași, a fost constatat faptul că în ultima perioadă o parte a cetățenilor ce revin din Marea Britanie prezintă o adeverință liberă de autoritățile engleze, din care rezultă fie că au avut COVID, fie că s-au vindecat de această boală. În urma informațiilor, colegii mei din cadrul Serviciului de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals și uz de fals, cercetările fiind continuate sub coordonarea parchetului. Cum? Aș dori de asemenea să precizez, dacă îmi permiteți, faptul că la scurt timp după sesizare, respectiv la data de 22 iulie, colegii mei împreună cu Poliția de Frontieră și Poliția Transporturi au efectuat o acțiune pe aeroportul Iași și la zborul dinspre Marea Britanie, iar dintre cei 44 de pasageri, așa cum ați precizat și dumneavoastră anterior, 11 au recunoscut că au adeverințe false. Cum este posibil ca vinovații să fi făcut rost de astfel de documente false? Ați mai avut astfel de situații în județ? Este prima situație semnalată de acest gen și colegii mei efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate proveniența documentelor și modul în care acestea au fost obținute de către cetățeni. O ultimă întrebare, ce riscă persoanele în cazul în care sunt găsite vinovate? După cum am precizat, a fost întocmit dosar penal și pe această cale dorim să le aducem la cunoștință cetățenilor faptul că falsul și uzul de fals cu privire la aceste tipuri de documente constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani.